Și tot despre școală vorbim și în minutele următoare, dar despre cea online. Oficialii din învățământ au apelat la această variantă odată cu declararea stării de urgență și să recunoaștem, le-a schimbat viețile copiilor. Și nu doar copiilor, ci și profesorilor și părinților. Sigur, sunt copii în mediul rural care nu au acces la internet. Cadrele didactice s-au trezit că trebuie să se descurce într-o situație în care n-au mai fost și nici părinților nu le-a fost prea ușor să-i țină departe pe cei mici de orice distragere. Copiii s-au adaptat și s-au mutat din sala de clasă, cu tot cu caiete, pixuri și colegi, în dormitorul sau bucătăria propriei case. Eliza este gimnastă. Ce anotimp a sosit? A sosit anotimpul primăvara. Ce fac animalele în poiană? Timp de 3 luni, copiii noștri au făcut lecții online și și-au văzut profesorii doar prin intermediul unui monitor. Cum au trăit părinții această perioadă, să aflăm de la Ela Crăciun. Problema nu este atenția lor care fuge și pleacă pentru că atenția le este distrasă de diverse lucruri din cameră, de jucării. Cum ar fi jucării, exact, pe care noi am încercat să le eliminăm, dar ea tot mai venea cu câte o jucărie. Iar o altă provocare destul de mare este că a trebuit să stau de fiecare dată în spatele ei. Haide să facem lecții, haide să terminăm, haide să citim, haide să facem proiectul. Pentru că acasă pierde foarte ușor noțiunea timpului. Și sărbările de final de an au arătat diferit, fără urcatul pe scenă de altă dată și fără ropote de aplauze. La clasa 7-a am avut festivitatea de premiere, care a fost online. Este altceva când vezi că urcă pe scenă, că sunt premiați, că primesc aplauze. Încărcătura emoțională este alta. Am aflat de la părinți cât de greu a fost să suplinească lipsa profesorilor și cum calculatorul s-a transformat în instrument educațional. Dar nici pentru dascăl nu a fost un an ușor. Într-adevăr, a fost greu și pentru mine, a fost o provocare pentru toți profesorii, cred, mai ales că recunosc că nu ne-am gândit niciodată la varianta de a preda, de exemplu, cursuri de pian, de instrument online. Fiecare oră trebuia să fie altfel. În fiecare oră trebuia să aduci ceva nou și mai nou, altceva nou, pentru că acei copii să nu-și pierdă interesul. Școala online a îmbunătățit în schimb abilitățile digitale ale copiilor. Au avut timp mai mult și pentru canto sau balet. Dacă copiii sunt mai micuți, au nevoie de interacțiunea asta fizică. Pentru că asta ne-au și spus când i-am întrebat cum vi s-a părut. Vi s-a părut greu să faceți teatru, să faceți balet, să faceți pian, să faceți vioară prin intermediul unui ecran? Și a spus să... Nu, mie mi s-a părut foarte ușor, eu am înțeles foarte bine, zic, dar ce ți-a lipsit? Păi, mi-a lipsit să vă iau în brațe, cum o făceam de fiecare dată când ne întâlneam la oră. Atenție totuși în următoarea perioadă la reacțiile copilului. Din punct de vedere emoțional și relațional, evident că au avut de suferit, pentru că este normal ca un copil să fie între alți copii, nu doar între adulți. O perioadă lungă în care un copil nu relaționează cu alți copii îl determină să se retragă, să aibă un comportament foarte retras, să fie introvert, să fie singuratic și să prefere această singurătate atunci când se întâlnește cu alți copii.